Da, a greșit, a greșit aici. N-a reușit să se descurce foarte bine în setul, în game-ul acesta. Dar servește pentru meci. Servește acum, sigur. Pentru că ceva mai devreme a venit lângă dumneavoastră supervisorul turneului pentru a stabili ordinea de joc de mâine. Să spunem că în prima partidă, de la ora 15, va juca deținătorul titlului, Andreas Heidermaurer, contra lui Lucas Pui. Apoi Gerald Meltzer, împotriva câștigătorului acestei partide. Să vedem dacă va fi Patrick Ciorcilă sau Adrian Ungur. Mai aproape este tânărul de numai 17 ani. Liniștit în continuare, nu se grăbește. Chiar dacă are emoții, le maschează, controlează. Sigur că e la două puncte de a câștiga împotriva lui Adrian Ungur și nu se poate ca să nu se gândească, să nu-i fie, să aibă emoții, dar uite că le controlează foarte bine. Retur cu rama a lui Adrian Ungur. Mingea iese din arenă. Este undeva pe stradă. Da. Și este meciul lui Patrick Ciorcilă, foarte fericit, iată-l, pentru că reușește să-l învingă pe Adrian Ungur, un jucător mult mai experimentat, un jucător de certă valoare, favoritul numărul 2 de aici de la Brașov, eliminat de tânărul Patrick Ciorcilă. Mâine va juca în al doilea meci al zilei contra austriacului Gerald Meltzer. Așadar, partidă frumoasă și Patrick Ciorcilă până acum putem spune că este surpriza turneului, domnule Hărădo. Bineînțeles, bineînțeles, adică mă așteptam ca să joace aproape, echilibrat, să facă mingi extraordinare, cum l-am văzut de multe ori făcând mingi speciale. Dar ca să joace așa de bine, pentru că, repet, nu Adrian a jucat slab. Nu. Adrian a jucat, a făcut ce a trebuit, dar Patrick a stat acolo lângă Adrian și a jucat foarte bine și dacă a câștigat, jos pălăria merită pentru că a jucat foarte, foarte bine. Așadar, 7-6, 5 în tiebreak și 6-3 pentru Patrick Ciorcilă. Vă reamintesc, mâine de la ora 15 în direct pe Digisport 2, Andreas Heidermaurer, Lucas Pui, partidă urmată de Patrick Ciorcilă, Gerald Meltzer. Suntem Dumitru Hărădău și Radu Abramescu. Vă mulțumim că rămâneți alături de Digisport și alături de tenis. La revedere! La revedere!